51 de sportivi de la Clubul Steaua vor participa în perioada 18-27 octombrie la Jocurile Mondiale Militare ale Consiliului Internațional al Sportului Militar, CISP, ce se vor desfășura la Wuhan, în China. Cu mai puțin de o săptămână înainte de plecare, sportivii s-au reunit la București pentru a efectua ultimele formalități, dar gândul lor zboară deja spre Wuhan, acolo unde își doresc să obțină cât mai multe medalii. Este prima mea ediție la un astfel de campionat mondial militar. Desigur, sper să mă întorc cu medalia de aur, ce să mai... Dacă am reușit la mondialele de atletism de la Doha să vin pe locul 4, de ce nu să aduc aici o medalie de aur? Știu în mare cu cine ar trebui să mă bat pentru acea medalie și sunt convins că aș putea reuși să fac asta. Din lotul reprezentativ al Armatei Române fac parte atât militari din unități ale categoriilor de forțe ale Armatei Române, cât și sportivi legitimați la Clubul Sportiv al Armatei Steaua sau din cadrul Universității Naționale de Apărare. Aceștia vor concura alături de sportivi din peste 100 de țări membre ale CISM la atletism, orientare, pentatlon militar, triatlon, box, judo, lupte, natație, scrimă, tir sportiv și tir cu arcul. Gândul nostru este să reprezentăm cât mai bine Armata României din care facem parte și, bineînțeles, să demonstrăm că și sportivii și tehnicienii din cadrul Clubului Sportiv al Armatei Steaua pot face față rigorilor unei competiții sportive militare de foarte înalt nivel. Armata României este membra Consiliului Internațional al Sportului Militar din anul 1992. Jocurile Mondiale Militare se desfășoară din 4 în 4 ani, ajungând la cea de-a 7-a ediție și reprezintă echivalentul militar al Jocurilor Olimpice de Vară. Suntem încrezători în potențialul delegației, participăm la 9 discipline sportive. Ne propunem o clasare în primele 20 de naționale lumii și să sperăm că ne vom întoarce cu succes.